Încă de când eram mic, mi-aduc aminte de un text foarte frumos pe care ni-l repeta tata aproape în fiecare seară. O promisiune a lui Dumnezeu din Isaia 41:10, care spune așa: nu te teme, căci eu sunt cu tine, nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor, eu te sprijinesc cu dreapta mea biruitoare. Sunt bucuros că în seara aceasta pot să împărtășesc aceste gânduri împreună cu tine și spun bun venit la această emisiune în care vreau să te ajut pe baza cuvântului lui Dumnezeu să te ridici deasupra problemelor care vin în viața ta. Textul pe care tocmai l-am prezentat din Isaia 41:10 ne vorbește despre puterea lui Dumnezeu și despre invitația lui de a ne încrede în puterea și în ceea ce poate să facă el. De cele mai multe ori suntem furați de probleme, de necazuri, de încercări, de tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru și suntem atât de refractari în ceea ce privește făgăduințele lui Dumnezeu, nu prea credem. Da, am înțeles, Dumnezeu promite multe lucruri în cuvântul Său, am înțeles, Dumnezeu zice acolo așa, dar noi trăim altceva. Noi suntem în situația aceasta și parcă Dumnezeu a intrat în imposibilitate și a mai tăiat puțin din atributele Lui, nu mai poate să facă anumite lucruri pe care le făcea mai demult. Însă făgăduința aceasta a rămas și este valabilă pentru mine și pentru tine. Ține minte, Isaia 41:10. Să te apropii cu încredere în Dumnezeu, pentru că El vrea să te sprijinească, să te întărească cu dreapta Lui biruitoare, cu mâna care a făcut atâtea minuni. Încrede-te în Dumnezeu și atunci când problemele sunt din ce în ce mai mari în viața ta, vino la izvorul puterii. Și să știți că astea nu sunt basme sau opiu, cum zicea Lenin și cum ziceau comuniștii și naziștii pentru popor, ci sunt adevăruri pe care dacă tu le crezi, poți să devii puternic, poți să devii un om care își găsește tot timpul resursele, își găsește acel izvor al credinței și al adevărului din care poate tot timpul să soarbă și să facă o diferență în viața lui. Înfruntarea problemelor te va face întotdeauna mai puternic. Chiar dacă uneori apar necazuri, apar probleme în viața ta, tu trebuie să știi că înfruntarea problemelor te va face mai puternic. Mi-a plăcut foarte mult că Dumnezeu se prezintă întotdeauna în Sfânta Scriptură ca un erou, ca un salvator al poporului său și al copiilor săi. Încă de pe primele pagini ale Scripturii, Dumnezeu se prezintă ca salvator, ca mântuitor. Și în momentele cele mai grele, momentele cele mai dramatice, apare Dumnezeu, este specialitatea lui Dumnezeu să salveze, să rezolve imposibilul. În cartea Exodului, la capitolul 17, este prezentat Moise împreună cu poporul Israel, care au ajuns la Refidim și la stânca Horeb, adică Sinai. Și spune așa cartea Exodului: toată adunarea copiilor lui Israel a plecat din pustia Sin după călătoriile zilnice pe care poruncise Domnul să le facă și au tăbărât la Refidim. Acolo poporul n-a găsit apă de băut. De ce îi plimba Dumnezeu? Ca să le mai vânture puțin gândurile, pentru că atunci când stai degeaba, mintea începe să se gândească și să creeze prostii. Și atunci, ca să scapi fie de negativism, fie de prostiile care îți pot veni în minte, este bine să te miști. Și Dumnezeu i-a mișcat un pic. I-a dus în călătorie, dar când s-au așezat, au început să debiteze lucruri negative și nemulțumiri. Spune cuvântul că, ajungând acolo, poporul n-a găsit apă de băut. Atunci poporul a căutat ceartă cu Moise. Oamenii negativiști și oamenii care nu au consistență în viața lor, oamenii care nu au un rost de a fi,
și îl găsesc în probleme. Da, da, ați auzit bine. Devin dependenți de negativism. Dacă n-au niciun rost în viață, dacă nu au un țel nobil, dacă n-au scopuri mari pe care să le atingă și pentru care să lupte, încep să-și găsească în scobitorile astea pe care le găsesc în media. Ba, a căzut partidul nu știu care, ministrul nu știu care a fost arestat. Da, da, să fie arestat. Justiția face grevă, poliția face grevă, nu știu cine mai face, învățământul face grevă. Și imediat își găsesc rostul de a fi în bălăcăriile astea. Ce se mai întâmplă? Ce se mai întâmplă negativ? Uite, asta. Sau ce nu mai avem? Nu mai avem asta, nu mai avem cealaltă, nu mai... Cine e vinovat? Ăsta, gata, tăiați-i capul. Este un stil de viață a oamenilor frustrați și a oamenilor care n-au scopuri consistente în viață. Și găsiți peste tot, în cartea Exodului, în cărțile lui Moise, nemulțumiții și cârtitorii. Atunci poporul a căutat ceartă cu Moise. Sunt oamenii care orice ai face, nu le ești pe plac. Oricât de mult i-ai sluji, nu e bine. Oricât de mult i-ai dădăci și ai sta lângă ei și i-ai pansa și no, tot nu este bine. Mi-aduc aminte într-un fost district pe care l-am numit țara întristării mele, nu spun care, dar unul în care am stat destul de mult. Am trăit niște experiențe foarte, foarte ciudate. Orice făceam nu era bine. Bine, și eu i-am curentat, asta este clar că a trebuit să supraviețuiesc și eu cumva. Dar oricât de mult aș fi făcut, nu era bine. Și primeam tot timpul bile negre pe care mi le trimiteau din sferele înalte. Le trimiteau acolo cu adresă, cu exagerările de rigoare, nu face asta, nu face asta, nu merge acolo. Și eu încercam, mă, stai să mai fac și asta, să mai fac. Degeaba. Într-un an mi-aduc aminte că am primit niște recomandări ca să nu mai iau concediu, că de echipurile o să primesc steluțe în coroană. Dacă nu-ți iei concediu anul ăsta, noi așa îți recomandăm. Și mergi și vizitezi pe frați și te rogi cu ei și bla bla bla, o să fie bine. Și nu mi-am luat concediu în anul respectiv și nu mi-am luat zilele libere și m-am dus ca un măgar docil la poarta fiecăruia și da, cu rugăciuni, cu slujiri, cu toate alealte, ca să vedeți rezultatul, tot ăla, că am fost mutat și rezultatul și recomandarea au fost pe măsură. Proaste. Ăștia sunt oamenii care caută ceartă, care iubesc nimicurile și care găsesc nod în papură la cei mai neprihăniți oameni și la cei mai devotați în lucrarea lui. Atunci poporul a căutat ceartă cu Moise. Oamenii ăștia degeaba încerc să-i împați, să te duci, să faci. Nu? Degeaba. Este timp irosit. Este energie risipită în van, nu rezolv nimic. Când se termină asta, începe alta. Și tot timpul lanțul nemulțumirii se continuă. Și dacă se termină zalele, mai sudează încă una, două, trei, cinci și nu mai ești de acolo niciodată. Poporul a căutat ceartă cu Moise. Ei au zis, dă-ne apă să bem! Oamenii care se înglodează în probleme. Și ei rezolvă întotdeauna probleme. Ei, dacă trăiești pentru a rezolva probleme în viața ta, ești cel mai nefericit om. Tu trebuie să trăiești viața asta cu pasiune, cu bucurie. Nu ca să rezolvi probleme. Nu că n-ar trebui să rezolvi probleme. Dar dacă trăiești ca să rezolvi probleme, vei fi un om nefericit și frustrat. Nu asta este ținta. Să rezolvi cât mai multe probleme. Era un scop al unora, chiar și în pastorație, să rezolve probleme. Când se aprindea un foc undeva, pac, pompierul era acolo. Să rezolve probleme. Și toată viața a făcut o profesie din rezolvarea problemelor și din stingerea incendiilor. Și ghiți ce? Nu s-a ales nimic de misiunea și de lucrarea acelor oameni. Ce rămâne în urmă? Problemele? Poți să treci în dosar sau în CV-ul tău că ai fost un rezolvator de probleme?
te încântă misiunea aceasta sau postul acesta sau jobul acesta, că ești un om care rezolvă probleme? Nu. Da, sunt oameni care rezolvă probleme, dar nu asta este menirea și misiunea lor. Ei sunt buni, pasionați în ceea ce fac și pot să ajute într-un anumit domeniu când li se cere ajutorul. Dar nu asta este scopul lor, să rezolve probleme. Scopul lor este acela de a se ridica deasupra problemelor, să vadă imaginea de ansamblu, nu să se îngroape în probleme. Ei au zis, dă-ne apă să bem. Moise le-a răspuns, pentru ce căutați ceartă cu mine? Pentru ce ispitiți pe Domnul? Oamenii frustrați și negativiști iau problema și o prezintă ca fiind esența existenței. Frate, lucrarea asta, să facă vizite, să facă nu știu ce, să facă nu știu ce. Asta, tot districtul, toată misiunea, toată biserica, toată conferința are nevoie de asta. Sunt specialiști în crearea de probleme și în prezentarea lor ca fiind ceva extraordinar. Într-adevăr, le era sete, dar nu asta era problema lor, că le era sete. Problema lor era că nu-l suportau pe Moise și aveau ceva cu Moise, nu că aveau ei setea aia. Nu setea era problema, ci reglarea de conturi. Câte biserici nu sunt din astea în care problema nu este lucrarea lui Dumnezeu sau pastorul sau, eu știu, slujbașii sau anumite lucruri care nu merg bine. Nu asta este problema. Problema este legată de cineva. Problema este legată de inima omului respectiv, care este ca un vulcan, este nemulțumit, tot timpul este o dinamită cu ceas. Însă, ca să nu afișeze lucrul ăla, pune în față problemele. Mi-aduc aminte, eram odată la școala de sâmbătă și, așa cum obișnuiesc de multe ori, întreb dacă oamenii au avut niște experiențe cu Dumnezeu, dacă au motive de mulțumire. Și m-am zis, fraților, sunteți așa de triști. Hai zâmbiți, păi! La care unul zice, cum să zâmbim, frate? Că noi avem probleme! Dar omul nu era, să zic, că i-a fi murit cineva în săptămâna respectivă sau că trecea printr-o problemă anume. El era cu probleme tot timpul. Era cu jalba în proțap, cu nemulțumirile, cu lista de probleme, de frustrări, de ce nu merge bine. Și orice ar fi fost, chiar dacă era un program țiplă și lumea se simțea bine, el găsea elementul negativ. Găsea un element de critică pe care să-l afișeze. Ăsta era el. Dă-ne apă să bem, asta e problema. Dar nu asta era problema. Problema lor era legată de Dumnezeu și de Moise. Poporul stătea acolo chinuit de sete și cârtea împotriva lui Moise. El zicea, pentru ce ne-ai scos din Egipt ca să ne faci să murim de sete aici cu copiii și turmele noastre? Numai bine rămâneam noi niște sclavi bătuți în cap? Numai bine stăteam noi în existența aceea plină de rutină, în care nu se întâmpla nimic nou, dar măcar era previzibil. Programul de bătaie era previzibil, faptul că făceau foamea era previzibil, faptul că nu trebuiau să gândească prea mult era confortabil, asta era. Și foarte mulți preferă existența aceasta. Și dacă îi scoți de acolo, din problemele respective, nu-și mai găsesc rostul. Și sunt unii care găsesc un rost al vieții în lupta cu boala. Și dacă n-au o boală, o inventează, se duc pe la tot felul de naturiști, de vraci, să găsească acolo tratamente și tot felul, și boli, și dăi, și dute, și găsesc un rost al existenței. Alții găsesc un rost în urmărirea elementelor negative. Ce se întâmplă? Vai, câtă suferință pe pământ, vai, câtă corupție, câtă nu știu ce. Și ăsta este scopul vieții lor. Alții găsesc un scop în nemulțumire, în a găsi defecte la ceilalți. Și ăsta este scopul vieții lor. Ai auzit ce s-a întâmplat? Ai auzit ce a făcut? Ai auzit unde a mers? Dar nu mă interesează, pentru că am viața mea. Nu o să vedeți un om de succes să vină la tine cu ai auzit? Nu, pentru că sunt lucruri ieftine. Astea sunt pentru
plebe, pentru oamenii care n-au ce face. Pâine și circ. Nu e nimic nou sub soare. Așa a fost întotdeauna. Oamenii fără realizări, oamenii fără o perspectivă înaltă, tot timpul caută probleme. Să rezolve probleme, să stea în probleme, să caute probleme, să creeze probleme. Asta este nivelul lor. Nu mai bine rămâneam noi în problemele noastre în Egipt. De ce ne-ai scos de acolo? Că noi nu mai avem un rost al existenței. Ne-ai dus aici în pustia asta să murim de sete? Moise a strigat către Domnul și a zis: ce să fac cu poporul acesta? Încă puțin și au să mă ucidă cu pietre. Ce să fac? Este foarte tentant să te lași abătut de la drumul tău de oamenii aceștia care n-au scop în viață și caută să te tragă după ei. Uite, asta este misiunea ta, asta trebuie să faci. Nu, nu asta trebuie să faci. Moise nu avea ca misiune să le dea atunci de băut. Moise avea ca misiune să-i ducă în țara Canaanului. Moise avea ca misiune să le destupe mintea, să nu mai fie niște sclavi. Moise avea ca ideal să creeze o națiune puternică care să influențeze popoarele din jur. Asta era perspectiva lui Moise. Legătura cu Dumnezeu. Moise voia să vadă fața lui Dumnezeu, voia să trăiască în prezența lui Dumnezeu. Ăștia, n-avem pâine, n-avem apă, n-avem prepelițe. Dacă nu era asta, nu era cealaltă. Și până la urmă, tot timpul era în ceartă, în probleme. Fii focusat pe ceea ce trebuie să faci. Nu pe ceea ce spun alții, mai ales dacă sunt oameni capsați și blazați. Care spun că misiunea ta este să le rezolvi problemele. Nu. Când preluam câte un district, veneau imediat frații și spuneau: frate, la noi sunt probleme, știu, nimic nou sub soare. Și uite, astea sunt problemele și trebuie să le rezolvați. Și puneam o întrebare simplă: câți pastori au fost până acum la voi? Și de cât timp sunt problemele astea? De 30 de ani. Bun, dacă 4, 5, 6, 10 pastori n-au reușit să le rezolve, nici nu-mi bat capul să le dau măcar un bobârnac. Pentru că nu astea sunt problemele. Astea sunt numai astea afișate așa pe tapet, hai să ne facem și noi că avem de lucru. Justificăm în raport acolo că am făcut niște vizite ca să rezolvăm probleme. Ne-am rugat ca să rezolvăm probleme. Și problemele tot nerezolvate sunt. Sau sunt rezolvate temporar. Și după aia revenim la probleme. Moise se duce la Dumnezeu. Ce să fac, Doamne? Mai puțin și mă omoară cu pietre. E o problemă reală. Oamenii ăștia zic că li sete. Și dacă nu le dau apă, o să mă omoare. Ce să fac, Doamne, cu oamenii aceștia? Și îmi place replica lui Dumnezeu. Domnul a zis lui Moise: treci înaintea poporului. Asta este datoria unui lider. Când sunt probleme, treci în fruntea lor, nu te schiva, nu fugi, nu te lăsa intimidat de balaurii ăștia care încearcă să pună în spatele tău din ce în ce mai multe probleme. Nu, scutură-te de ele, treci în fruntea lor și prezintă-le viziunea. Dă-le apă dacă au nevoie de apă, temporar, vor tăcea din gură. Însă nu uita niciodată care este misiunea ta. Nu uita niciodată că chemarea ta, misiunea ta, vocația ta nu este aceea de a da apă toată viața și de a da mâncare toată viața, ci este aceea de a-i ajuta pe oameni să înțeleagă că trebuie să-și ridice nivelul de conștientizare și că trebuie să iasă din mocirla problemelor. Asta este misiunea ta. Și în momentul acela Dumnezeu i-a zis: treci înaintea poporului și ia cu tine vreo câțiva din bătrânii lui Israel, ia-ți în mână și toiagul cu care ai lovit râul și pornește. Cu alte cuvinte, împarte poverile, ajută-i să vadă cât este de greu, ajută-i să înțeleagă că nu pot să arunci asupra ta toate responsabilitățile, că nu ești pubela lor, că nu ești tomberonul lor în care să-și arunce toate frustrările și toate nemulțumirile și că trebuie să devină responsabil. Împarte. Ia cu tine încă vreo 70. Și atunci când oamenii văd un lider în față, mai văd încă vreo 70, stau cu minți că au pe cineva în față.
au în cine să arunce cu pietre, au pe cine să tragă la răspundere, au pe cineva care să gândească în locul lor. Și atunci încep să fie puțin mai liniștiți. Iată, eu voi sta înaintea ta pe stânca Horebului. Vei lovi stânca și va țâșni apă din ea și poporul va bea. Moise a făcut așa în fața bătrânilor lui Israel. El a numit locul acela Masa și Meriba, ispită și ceartă, căci copiii lui Israel se certaseră și ispitiseră pe Domnul zicând, este oare Domnul în mijlocul nostru sau nu este? Asta era problema lor. Dar ei s-au oprit la sete. Avem apă? Să bem? Ok, rest, mai contează că e Dumnezeu, că nu asta ne interesează pe noi. Însă, observați și aici planurile. Poporul interesa să bea apă? Moise, Doamne, care e viziunea? Ce trebuie să fac? Și Dumnezeu îi spune, treci în față, mai ai încă 70 și lovește în mine. Oricât de grele ar fi problemele în viața ta, și oricât de mult ai fi lovit, nu uita că prima dată problemele tale îl lovesc pe Dumnezeu. Fă exercițiul acesta. Și când problemele sunt grele, lovește în Dumnezeu. Zice, lovește în mine, Moise. De mine va curge apă. Lovește în mine, Moise, că eu sunt cel care voi da salvare. Lovește în mine, Moise, pentru că eu sunt cel care ofer viața și speranță. Eu sunt sursa a tot ce este bun și a tuturor binecuvântărilor. Atunci când treci prin probleme, prin încercări și când nu găsești rezolvare, pune-le în brațele lui Dumnezeu. Aruncă! Chiar spune Sfântul Apostol Petru, și aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre, pentru că el însuși îngrijește de voi. Aruncați-le, nu le purtați, că l-au zdrobit pe Dumnezeu, pe Hristos. Nu mai ține problemele în tine. Nu mai considera că e o virtute să le porți 10, 20, 30 de ani în spate și să te îmbolnăvești, să te cocârjezi ducând probleme și rezolvând probleme. Nu asta este viața ta pe care vrea să o trăiești Dumnezeu. Nu asta vrea Dumnezeu de la tine. Dumnezeu zice, aruncă problemele. Dacă lovesc în tine, lovește și tu în mine ca să se rezolve aceste probleme. Și automat, povara din spatele tău devine mai ușoară. Dumnezeu nu se eschivează și spune, lasă-i să zică Moise, lasă să fie nemulțumit. Nu pe tine te leapă, de-i spune lui Samuel, da, Domnul, atunci când Israel a cerut un împărat. Stai niște că nu pe tine te leapă, de Samuel plângea săracul, a luat asupra lui problema. Doamne, cum se întâmplă așa ceva? Uite, ăștia vor împărat, te leapă de pe tine. Stai liniștit! Că nu pe tine te leapădă, pe mine mă leapădă. Dar fă-le hatârul ăsta și spune-le ce au de făcut și o să vadă consecințele. Eu voi sta înaintea ta pe stânca Horebului. Vei lovi stânca și va țâșni apă din ea. Și tot poporul va bea. Moise a făcut așa în fața bătrânilor lui Israel. El a numit locul acela Masa și Meriba, ispită și ceartă, căci copiii lui Israel se certaseră și ispitiseră pe Domnul zicând, este oare Domnul în mijlocul nostru sau nu este? De fiecare dată când ești nemulțumit, întrebi exact la fel, este oare Domnul în mijlocul nostru sau nu este? De fiecare dată când critici, spui, este oare Domnul în mijlocul nostru sau nu este? Pentru că pentru tine oamenii nu contează. Pentru tine cauza lui Dumnezeu nu contează. Pentru tine singurul lucru care contează este interesul personal. Și în fața acestui interes personal pui toate problemele posibile care poartă eticheta lucrarea lui Dumnezeu, cauza lui Dumnezeu, misiunea lui Dumnezeu, sacrificiu pentru Dumnezeu. Toate sunt foarte bine căptușite cu intenții bune și cu sclipici duhovnicesc. Nimic mai fals decât asta. Și Dumnezeu nu se lasă impresionat de etichetele tale și de polișul pe care tu îl dai la toate problemele tale. Trebuie să știi că dacă vrei să trăiești cu adevărat,
trebuie să te ridici deasupra problemelor. Dacă faci ceea ce trebuie, nu trebuie să te temi de consecințe. Ăștia urlă, zbiară, sunt foarte incisivi. Hai, dă-ne apă, pietruiu aici, dă-mi acum! Dar dacă faci lucrul ăsta și cazi în capcana lor, nu-ți vei mai îndeplini misiunea niciodată, pentru că întotdeauna vor inventa alte și alte și alte probleme și te vor ține morișca asta și vei fi ca un hamster care se învârte într-o rotiță din aia la nesfârșit. Nu se mai oprește. Și cu cât dai mai tare, rotița merge mai repede. Și ajungi gâfâi, caz de epuizare. Nu mai scos la capăt cu ei. Dacă faci ceea ce trebuie, nu te teme de consecințe. Lasă-i să creeze probleme, să trăiască în bula lor. După ce ai făcut anumite lucruri, după ce ai anumite realizări, se mai trezesc câte unii și zic, wow, la asta nu ne-am gândit. Păi cum să te gândești? Că n-ai timp, tu te gândești la probleme. Dar eu, de fapt, la asta mă gândeam. Ah, da, wow, ce interesant. Da, oh, ce om minunat, ce om valoros. Dacă îți vei lua viziunea de la mulțimi, niciodată nu vei ajunge unde trebuie. Tu trebuie să-ți iei viziunea de la Dumnezeu și să faci ceea ce trebuie. Trebuie să fii conștient că Dumnezeu vrea să te scape și te va scăpa din cele mai dificile situații. Dacă Dumnezeu vrea să scapi, vei scăpa. Dacă nu vrea să scapi din acele situații, nu vei scăpa, indiferent ce vei face tu sau alții. Frica este cel mai mare dușman al tău. Și trebuie să fii conștient de lucrul acesta. Trebuie să fii conștient că dacă tu trăiești în frică, frica de oameni, frica de cei care te amenință, frica de media, frica de toți cei care vin cu probleme în fața ta, tu nu vei putea să faci nimic remarcabil în viața aceasta. Mi-aduc aminte de marele om al lui Dumnezeu, Neemia, un reformator adevărat care a adus înapoi pe poporul lui Dumnezeu din robie, alături de Ezra și alături de profeții exilului, cei care, Hagai și ceilalți care au mai fost, au adus poporul lui Dumnezeu în țara lui. L-au adus din robie înapoi, într-o țară, ca să fie din nou o națiune, să fie din nou un popor, să aibă alte perspective, să aibă o altă deschidere, să aibă o altă mentalitate, să aibă o altfel de trăire a vieții. Și bineînțeles că erau și acolo niște samsari care țineau pe oameni în frică, și religioși și politici. Când încercau să miște ceva, să reformeze ceva, să construiască ceva, inventau probleme, inventau motive de panică. Încercau să intimideze. Și Neemia, capitolul 6, ni se povestește atât despre Neemia, cât și despre dușmanii lui câteva lucruri foarte interesante. Și tabloul ăsta aș vrea să-l țineți minte alături de cel din Exodul 17. Momentele în care te asaltează problemele și practic îți paralizează creativitatea și forța de decizie. Poporul este amenințător, îți arată că problemele sunt esența vieții, îți arată că trebuie să le rezolvi. Dincoace, omul lui Dumnezeu, Neemia, primește provocări și amenințări și îi sunt creionate în față tot felul de probleme și de piedici pe care trebuie să le rezolve. Nu pusesem încă ușile porților când Sambalat, Tobia, Geshem arabul și ceilalți vrăjmași ai noștri au auzit că zidisem zidul și că n-a mai rămas nicio spărtură. Hopa! Deja ăștia au un zid, au o fortăreață, au deja un loc de adăpost, o să pierdem controlul, o să pierdem supremația, o să pierdem bănuții. Trebuie să facem ceva ca să-i oprim. Cum poți să-i oprești pe oameni din entuziasmul lor? Dându-le probleme false și înfricându-i. Atunci Sambalat și Geshem au trimis să-mi spună: vino și să ne întâlnim în satele din Valea Ono. Își puseseră de gând să-mi facă rău. Hai să ne întâlnim, hai să ne sfătuim, hai te rog să vedem, să vezi că lucrurile nu stau chiar așa aici. Tu ai venit cu idei de la curtea împărătească, de reformă, ai elan, apreciem treaba, dar să spunem noi cum stau lucrurile aici, la noi, în zonă, în district,
în aria asta. Tu nu știi, dar trebuie să spunem noi. Le-am trimis soli cu următorul răspuns. Îmi place răspunsul acesta al lui Neemia. Ia-l la suflet și tratează în felul acesta și problemele și oamenii problematici care le creează. Le-am trimis soli cu următorul răspuns. Am o mare lucrare de făcut și nu pot să mă pogor. Cât timp l-aș lăsa ca să vin la voi, lucrul ar înceta. Cu alte cuvinte, am chestii foarte importante. Nu pot să-mi pierd vremea cu bălăcării și cu prostii și cu bârfe și cu stai să vezi ce-o fi și ce-o păți. Am o mare lucrare de făcut și nu pot să vin. Când există persoane sau anumite situații în viața ta, pune-ți refrenul ăsta în minte. Am o mare lucrare de făcut. Trebuie să las la o parte întâlnirea asta, trebuie să las la o parte oamenii aceștia, trebuie să las la o parte problemele acestea. Pentru că lucrarea pe care o am eu de făcut este mult mai mare și nu pot să-mi pierd vremea cu flecuștețuri. Credeți că s-au potolit? Na, ăștia sunt și insistenți. Sunt caracii aceia din găleată care se trag unii pe alții în jos și nu lasă pe niciunul să iasă afară din găleată. Cum vrea unul să scoată capul afară, hop, îl trag ceilalți înapoi. Nu cum adică să ieși tu afară și noi să fim aici în găleată, nu. Și oricât ar fi de plină găleata, nu iese niciunul, pentru că se țin unul pe celălalt. Mi-au făcut în 4 rânduri aceeași cerere și le-am dat același răspuns. Sunt insistenți. Bă, da, chiar ești nepăsător, chiar nu-ți pasă de noi, frate! E așa, așa, slujitor, impertinent și așa, nepăsător ca ăsta n-am mai văzut. Și una, două, trei, de patru ori, aceeași chestie, insistent și bineînțeles, oamenii binevoitori de acolo, hai să rezolvăm problema. Și cine este omul problema? Tot ăla care are viziunea și care vrea să se ridice deasupra. Stai acolo să rezolvi probleme, nu cum să ieși afară de acolo, nu? Stai acolo, acolo, stai. În 4 rânduri, spune cuvântul, că au făcut același lucru. De 4 ori i-au scris aceeași cerere. Dom'le, arde, trebuie să ne întâlnim. De 4 ori am o lucrare mare de făcut. Nu, n-am timp. N-am timp de așa ceva. Când au văzut că nu merge, au început cu insinuările și cu zvonurile. Când îi sfidez pe oamenii mediocri și care n-au perspectivă și când nu le mai împlinești mofturile, încep să arunce cu castane în tine și să spună: ăsta e mândru, bă, ăsta ce vorbește? Are el niște idei în cap, are el niște chestii ascunse pe acolo. Și lui Neemia i-au făcut următoarea descriere. Se răspândește zvonul printre popoare. Observați cum încep. Se aude. Am auzit, frate. Sunt atâția care aud, de n-ai văzut din alea. Și știți ce să le faceți la ăștia care aud foarte bine sau care tot timpul simt? Ei aud, ei simt. De unde ai ideea asta? Cine a spus-o concret? Păi niște frați. Care frați? Păi nu pot să spun. Dacă nu pot să spun, taci din gură. Dacă nu ți-asumi responsabilitatea să mă pui față în față cu cel care a spus lucrul respectiv, taci din gură. Ești mincinos. Să mai sunt unii din ăștia care pun cuvintele lor în gura altora. A zis fratele cu tare. Sau au zis frații că nu știu ce despre tine. Dar de fapt el spune și n-are curaj și tupeu să spună în față: bă, eu cred asta despre tine sau vreau să faci asta. Și spun: a, frații, surorile, biserica. Și de fapt el este cel care spune lucrurile respective. Se aude printre popoare, toată lumea, niște oameni, niște frați, frații din district, frații din biserică, frații de nu știu unde, care din ei? Se răspândește zvonul printre popoare și Gașmu spune că tu și iudeii aveți de gând să vă răsculați și că în acest scop zidești tu zidul, se zice că tu vei ajunge împăratul lor. Observați cum insinuează de ce a venit Neemia și ce îi puneau în cârcă. Nu există să vrei să faci un lucru măreț sau un lucru important să nu ai astfel de oameni în spate care să interpreteze greșit motivele tale sau să inventeze
lucruri rele despre tine, cum că ai fi rău intenționat, cum că nu sunt astea motivele reale care te determină pe tine să acționezi. Tu ai altceva în spate. Băi, și așa să fie până la urmă. Dacă omul respectiv face ceva pentru biserică, pentru lucrarea lui Dumnezeu, care este remarcabil, cum zice Pavel, unii propovăduiesc pe Hristos din duh de ceartă, alții din inimă curată, cu dragoste. Ce contează? Până la urmă Hristos este propovăduit. Și dacă omul ăla l-a cunoscut pe Hristos de la un fățarnic, să zicem așa, care are interesele lui și este mântuit, slavă lui Dumnezeu, el va arde, dar omul ăla va fi mântuit sau oamenii aceia vor fi mântuiți. Aduceți-vă aminte de Iona. Păi cât e păsalul ăsta de ăia 120.000 de oameni din Ninive? Să crape, să piară, să meargă, mă interesează. Doamne, foc, repede pe ei, foc, să iar să-i nimicești. Cât îi păsa lui Iona de ei? Și cu toate astea, spune cuvântul, că se duce Iona și le predică la 120.000 de oameni pe care îi voia să îi vadă scrum, să îi vadă lignit, da? Transformați pe loc. Și cu toate astea, oamenii se pocăiesc. Nu iubea Iona pe oamenii aia, vroia să ardă, să fie nimiciți. Și cu toate astea, 120.000 de oameni au fost salvați. Nu vă mai împiedicați de oameni. Lasă-l să facă. Dacă e ceva ce se vede și e în avantajul bisericii și dacă are el anumite interese acolo, să se mărească, să facă el nu știu ce, nicio problemă. Dacă biserica are de câștigat, să meargă înainte. Pentru că cel ce judecă este Dumnezeu. Bineînțeles, mai devreme sau mai târziu, se vor da pe față și motivațiile. Dar nu puneți piedici oamenilor doar pentru că vi se pare. Pentru că ați auzit. Pentru că se spune. Până să testezi lucrurile, mergi înainte și lasă lucrurile să înainteze, să evolueze. Și fiți atenți până unde merg cu insinuările. Și că ai pus chiar proroci ca să te numească la Ierusalim împărata lui Iuda. Și acum lucrurile acestea vor ajunge la cunoștința împăratului. Vino, dar și să ne sfătuim împreună. Hai să rezolvăm probleme. Probleme create de noi. Și dacă te-ai băgat în hățișul ăsta al oamenilor de nimic, nimeni nu te mai scoate de acolo. E ca și atunci când te agăți într-un rug de mur. Dacă nu te desprinzi cu grijă să dai primul țepuș și începi să te agiți, te prind ceilalți. Și nu mai ieși de acolo decât dacă iei o foarfecă din aia de tăiat via ca să tai rugii aceia. Așa este cu oamenii aceștia. Nu o scos la capăt cu ei. Dacă te-ai prins în hora lor și dacă te-ai prins în hățișul lor, atâta îți trebuie, că nu mai ieși de acolo. Sau dacă ieși, ești zgâriat rău de tot. Așa că fugiți de astfel de probleme create de oamenii care n-au ce face cu mintea lor. Am trimis următorul răspuns. Ce ai spus tu în scrisoare nu este, tu de la tine le născocești. Toți oamenii aceștia voiau să ne înfricoșeze și ziceau, li se va muia inima și lucrarea nu se va face. Cu toate acestea, Neemia a rămas tare și au continuat și au zis, bă, fii atent, pericol, vor să te omoare, hai să ne ascundem în templu. Și dacă reușeau să-l înfrice, păi de ce s-a ascuns în templu, nu vezi că avem dreptate? Ați văzut, dragilor, ați văzut că am avut dreptate? Știam noi că e ceva putred la mijloc. Și o întorceau iarăși în favoarea lor. Dar mi-a plăcut din nou replica lui Neemia, pe care aș vrea să vă citesc. Eu am răspuns, după ce i-au spus, haidem împreună în casa lui Dumnezeu, în mijlocul templului, să ne închidem ușile templului, căci vin să te omoare. Și o să vină noaptea să te omoare. Vai, mori, o să te omoare. Și? Asta ne e frică. Ne închidem în biserici ca să nu murim, să fim mântuiți. Că vor să ne omoare. Cineva are ceva cu noi. De parcă noi, cine știe ce am fi.
Mi-a plăcut replica lui Neemia, care a spus așa: un om ca mine să fugă? Și care om ca mine ar putea să intre în templu și să trăiască? Nu voi intra! Și au început și cu Noadea, prorocița și cu alții să continue în continuare, să fabrice zvonuri și probleme și probleme și probleme. Însă Neemia s-a ridicat deasupra problemelor și a făcut ca lucrarea să continue. Să se zidească porțile, să se zidească zidurile, să se zidească cetatea. Și ăștia nu mai știu ce au dinții. Se inventeze minciuni, zvonuri, tot felul de frici. Neemia s-a ridicat deasupra problemelor și a zis: nu, bun, ce mai avem de făcut? Turnul ăla, poarta aia, zidul ăla. Hai să vedem serviciile, leviții, punem tot în ordine ca lucrarea lui Dumnezeu să meargă înainte. Lasă problemele astea, că zice ăla nu știu ce despre mine. Dacă nu e adevărat, chiar nu mă interesează absolut deloc. Dacă sunt anumite aspecte adevărate, încerc să îndrept cât se poate și dacă se poate. Dacă nu, am plecat mai departe. Mă ridic deasupra problemelor pentru ca cetatea lui Dumnezeu să fie zidită. Dacă ar fi stat să plece urechea, să facă sondaje de opinie, au zis: ce vreți? Sunteți de acord să zidim cetatea? Din start, nu! Nu, frate! Las că spunem noi de ce. Așa, așa, așa. N-avem bani, nu putem, nu facem, nu dregem, nu avem oameni. Și ar fi găsit toate motivele să nu facă nimic. Dacă stai să consulți poporul cu privire la viziunea ta, niciodată nu vei face nimic. Pentru că vor fi suficienți care să te tragă în jos. Dacă te vei ridica deasupra problemelor și dacă vei merge cu credință înainte ca să-ți implementezi viziunea, atunci cu siguranță vei reuși. Și așa s-au pus porțile, așa s-a zidit cetatea, așa s-au făcut toate lucrările la casa lui Dumnezeu, la templul lui Dumnezeu. Cu siguranță vei avea, sau poate că ai în viața ta, oameni care încearcă să te tragă în jos, să te țină în balta problemelor, să te țină acolo captiv și să spună: uite, tu trebuie să faci asta, trebuie să faci asta, trebuie să faci asta. Și mai ales oamenii codependenți sunt maestri la a crea motive de misiune. Frate, trebuie să vii neapărat să mă vizitezi. Uite, dacă mă pun acum și mă sinucid, îmi scrie unul pe internet: frate, ți-am scris de 3 ori, asta e ultima dată când îți mai scriu. Și mi-a trimis și mesaj vocal ca să aud eu tonul și intonația din glas și să-mi spună că am o misiune, să stau de vorbă cu el. Să stau de vorbă cu el, că trece prin niște situații foarte grele. Și dacă nu îl sun și dacă nu-i dau numărul să mă sune, eu nu sunt omul lui Dumnezeu și sunt un om fățarnic și sunt un om care nu vrea binele lucrării lui Dumnezeu. I-am trimis un mesaj și i-am spus așa: pe mine nu mă condiționează nimeni în felul ăsta, pe mine nu mă manipulează nimeni în felul ăsta și mie nu spune nimeni ce este bine sau rău să fac în privința vieții mele. Asta îmi spune Dumnezeu și cuvântul Lui. Nu mă condiționezi pe mine să-mi spui că trebuie acum, că dacă nu, eu știu, spui ștreangul la gât sau te sinucizi sau chestii de genul ăsta. Oamenii codependenți au stilul ăsta de a-ți arunca provocarea și dacă nu reacționezi, gesturi disperate. Ori te face cu o și oțet, ori spune că își pune capăt zilelor, ori găsesc metode din asta de manipulare care să meargă în disperare și în extrem. Dar nu trebuie să cazi în capcana lor. Viața ta este trecătoare și nu vei putea să-i salvezi pe toți, să-i consiliezi pe toți, să-i pansezi pe toți, să-i îngrijești pe toți, să-i vizitezi pe toți, să le oferi la toți. Nu ai cum să faci lucrul ăsta. Resursele de energie, de bani, de timp sunt limitate. Și Hristos, da, a dat pâine și pește, dar a constatat că unii vin doar pentru pâine și pește și nu le-a acordat prea multă atenție la ăștia. Le-a dat să mănânce și cam atât. Pentru că oamenii aceștia sunt vampiri energetici. Vor putea, pe de o parte, să te facă să te simți vinovat pentru că nu le slujești când vor ei, cum vor ei, cât vor ei.
Și pe de altă parte îți vor da de lucru la nesfârșit, cu lucruri care nu contează și nu sunt importante pentru chemarea pe care ți-a făcut-o Dumnezeu. Ieși din capcana aceasta a problemelor și a oamenilor codependenți și a oamenilor care vor să pună în spatele tău lucruri și probleme de care nu ai nevoie. Ridică-te deasupra problemelor și mergi pe drumul tău așa cum îți spune Dumnezeu. Lasă părerile altora. Lasă pe cei care se duc și ascultă ce zice lumea, ce recomandă lumea, ce se aude, ce se spune, ce se zvonește, ce se bârfește. Dă-le pace. Pentru că oamenii aceștia nu vor realiza nimic în viața lor. Ei vor rămâne cu acest termometru al gurii lumii. Ce zice lumea este barometru și ghiți ce? Ce spune lumea este când într-un fel, când într-altul. Este, pe de o parte, instabil ce spune lumea și pe de altă parte este total neavizat și neadevărat. Dacă vrei să ai astfel de etaloane în viața ta, să-ți nenorocești viața, go ahead, du-te înainte. Însă dacă vrei ca viața ta să aibă valoare și să faci ceva important, lasă la o parte gura lumii. Lasă la o parte problemele. Și caută să-ți ridici privirea din pământ spre înalt, să începi să urci. Să fii acolo tu, sufletul tău, viziunea ta, Dumnezeu și ceea ce trebuie să faci cu adevărat. În felul ăsta viața ta va ajunge să conteze. În felul ăsta viața ta va fi una de valoare. În felul acesta viața ta va căpăta greutate. Și în felul acesta vei putea să trăiești cu adevărat. Mântuitorul spunea, eu am venit ca oile să aibă viața și să o aibă din belșug. Nu să se lupte cu probleme, ci să trăiască din belșug. Asta este chemarea lui pentru mine și pentru tine. Dacă vrei să fii fericit, ridică-te deasupra problemelor. Dacă vrei să fii fericit și împlinit, lasă-le la o parte și mergi pe drumul pe care Dumnezeu îl pune în fața ta.